The pandemic is a test, and the world is failing. 19 months into the pandemic, and 7 months since the first vaccines were approved, we're now in the early stages of another wave of infections and deaths. Bună ziua, doamnelor, domnilor! Ora 15 începe o nouă ediție a Studioului Politic. Ați ascultat declarația zilei, vine din partea Organizației Mondiale a Sănătății și ne transmite că ar fi bine să ne pregătim pentru acest patru al pandemiei și de asemenea că trebuie să pornim sau să repornim motoarele campaniei de vaccinare, pentru că e foarte important în acest moment vaccinul. Deja se vorbește de a treia doză de vaccin în unele state. La noi, în continuare, trendul este în descreștere și avem o vacanță de vară cu lume multă, cu români care pleacă la mare, care pleacă în state europene. State europene unde vedeți acum pe imagini o hartă a Europei și cum mai multe state europene se confruntă deja cu un număr mare de infectări. Vorbim de tulpina indiană, mult mai contagioasă. Vă prezint invitații zilei, cu ei vom discuta și despre aceste infectări. Este alături de noi Cristina Prună, deputat vicelider al vicepreședinte al USR Plus. Mulțumesc pentru prezența în platou. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua. Leonarda Zanfirei, din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule senator. Mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Odon Savoi este alături de noi din partea UDMR, vicelerul deputaților UDMR. Bună ziua! Bună ziua! Încep cu această declarație, dacă ați ascultat-o și dumneavoastră din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Pandemia este un test, lumea îl pică la 19 luni de la pandemie și la 7 luni de la aprobarea primelor vaccinuri. Suntem acum în stadiile incipiente ale unui val de infecții și de decese. Cristina Frună, ce facem la noi în România? Care e situația? Am văzut că și la noi, din păcate, trendul în ultimele zile, în ceea ce privește numărul de cazuri nou diagnosticate COVID-19, este în creștere. Dacă săptămâna trecută eram undeva la 30-40 de cazuri pe zi, de două zile am văzut că suntem undeva în jurul la 90-100 de cazuri pe zi. Asta ar trebui să ne îngrijoreze și evident că această campanie de vaccinare trebuie să continue. Până la urmă, vaccinul este singura soluție împotriva acestei pandemii și sper ca în zilele și săptămânile următoare cât mai mulți români să conștientizeze lucrul acesta și da, să existe cât mai multe măsuri de încurajare a vaccinării. Despre aceste măsuri, aveți câteva propuneri, se discută acum în la USR Plus, ați propus pe masa coaliției, ori premierul i-ați propus astfel de propuneri, aveți și ministrul sănătății, Ioana Mihăilă, vorbea despre acest val 4 al nevaccinaților și că restricțiile ar putea fi îndreptați spre acești nevaccinați. Ceea ce a spus Ioana Mihăilă, am văzut și eu declarațiile domniei sale, au fost niște propuneri, anume ca cei nevaccinați să nu aibă acces în sălile închise la evenimente. Încă o dată, este o propunere. Cred că, da, trebuie să ne uităm la toate măsurile pe care am putea să le luăm astfel încât să creștem ritmul și gradul de vaccinare. De asemenea, cred că domnul Gheorghiță trebuie să fie mai prezent și să spună că vaccinarea este o prioritate și să meargă în comunitățile acelea unde rata de vaccinare este foarte mică și să încurajeze vaccinarea acolo. Cred în continuare că toți cei care joacă un rol în societate de influență, pornind de la Biserica Ortodoxă Română, la mici influenceri în diferite bule, cum le spunem, ar trebui să promoveze acest mesaj de vaccinare. Rămâne să vedem ce se va întâmpla. Florin Câțu, declarații în direct la Digi24 în doar câteva minute. Până atunci, vreau să luăm legătura cu Alexandru Rotaru, colegul nostru, care ne poate spune acum ce se întâmplă în Europa, pentru că crește numărul cazurilor noi de COVID-19. În România, astăzi au fost raportate cele mai multe infectări din ultima lună și a fost depășit pragul psihologic de 100 de cazuri. 102 s-au înregistrat mai exact. Și vedem și o ușoară creștere a incidenței la
nivel național, un semn că valul 4 al pandemiei se apropie. Iar la nivelul Europei, incidența a crescut în ultima lună cu până la 200%. Autoritățile se uită tot mai des la restricții. Asta în încercarea de a ține sub control cumva răspândirea coronavirusului. Franța, spre exemplu, a declarat oficial că a intrat în valul 4. Cum a evoluat situația pandemică, dar și ce restricții sunt în hexagon, acum aflăm de la colegul meu, Alexandru Rotaru. Te ascultăm, Alex. Bine te-am găsit, Anca. Așa arată harta Europei în ceea ce privește incidența cazurilor de noul coronavirus. Aici este o hartă din 19 iunie și aici este o hartă din 19 iulie. Vedem în diferență de doar o lună cum harta Europei s-a înroșit. Practic vorbim de o creștere cu până la 200% a incidenței de COVID-19 la nivel european. Bineînțeles, aici avem și un grafic care reflectă mai fidel creșterea cazurilor. Cele mai multe sunt înregistrate în Cipru, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în Regatul Țărilor de Jos, în Spania, în Malta, în Portugalia, în Italia, Germania, Grecia și, bineînțeles, în România, unde vedem un trend ascendent. Franța este țara care vrea să depășească cât mai repede și cât mai ușor valul 4 al pandemiei de coronavirus. Astfel, acolo a intrat de astăzi în vigoare permisul sanitar. Acesta este obligatoriu pentru cinematografe, pentru muzee și pentru teatre. Chiar dacă în jurul lui a fost dispută enormă între politicieni, cu toții au ajuns de acord că sănătatea primează libertăților. Chiar dacă în Paris și în celelalte mari orașe din țară au fost proteste cu zeci de mii de oameni. Aceștia au strigat, bineînțeles, liberte, egalite. Și chiar în aceste momente premierul Florin Câțu face declarații, să-l ascultăm. Pentru 17 județe afectate de inundații și alunecări de teren. Banii sunt destinați reparării drumurilor județene, comunale, podurilor, podețelor și digurilor. Este vorba de, să fie foarte clar, județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Covazna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramure, Satu Mare, Tulcea, Vrancea. Și mai aveam aici o informație pe care să vă dau. Este vorba de 1085 de obiective și 243 de UAT-uri. Domnul ministru va da detaliile. Tot în ședința de guvern de astăzi a fost aprobată o ordonanță de urgență privind la aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru specia de urs brun. Domnul secretar de stat Robert Sepp este astăzi aici pentru a vă da toate detaliile. În ședința de guvern am transmis, în afară de această ordonanță de urgență sau dincolo de acest act normativ, am transmis nevoia unei strategii prin care să controlăm populația de urși. Această ordonanță este o măsură care vine pe termen, pentru a rezolva o problemă pe termen scurt, dar este responsabilitatea Ministerului Mediului să vină cu această strategie de control a populației de urși pe termen lung și înțeleg de la domnul secretar de stat că avem deja un proiect. Doresc să, domnul secretar de stat, să spuneți mai multe detalii și am putea avea această strategie implementată și cu măsuri în cel mult un an de zile. Și tot în ședința de guvern de astăzi am aprobat acordarea de 2,7 milioane de lei pentru finanțarea Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și 200.000 de lei pentru finanțarea Asta Film Festival. Și nu în ultimul rând, țineți minte, am cerut un raport Ministerului Sănătății în ceea ce privește capacitatea statului român de a îngriji mari arși. În ședința de guvern de astăzi a fost prezentat acest raport de către Ministerul Sănătății și avem secretarul de stat la Ministerul Sănătății, doamna Altmaier, care va prezenta raportul cu toate detaliile. Un semn bun din raport: se vor construi 3 centre de mari arși la București, Timișoara și Târgu Mureș. Finanțarea se va face printr-un program cu Banca Mondială. Acestea au fost lucrurile pe care vreau să le menționez eu din ședința de guvern. Dacă sunt întrebări pe aceste teme sau altele care țin de activitatea guvernului, câte o întrebare de fiecare, pentru că avem mai multe lucruri de explicat. Vă ascultăm. Bună ziua, Dorian Nicola, de la Agenția de Presă Queen News România. Ne-a făcut astăzi rost de un document în exclusivitate, potrivit căruia 19 unități școlare au fost afectate de inundații din ultima perioadă. Când vor fi refăcute aceste unități școlare, ținând cont că anul școlar va începe peste o lună și jumătate? Guvernul va aloca bani pentru refacerea acestora în timp util până la începerea noului an școlar? Sigur va aloca bani. Avem și o evaluare preliminară, dar aștept evaluarea finală.
S-a adevărat, este vorba despre 17 unități școlare, 9 în Cluj-Napoca, o școală în Botoșani, 3 grădinițe în Brașov, un grup sportiv în Satu Mare și 3 școli în Alba. Vorba de infiltrații de apă, acoperișuri avariate, în unele cazuri sunt demisoluri inundate. Așa cum am acordat, ați văzut suma de 148 de milioane de lei, peste 148,7 milioane pentru a repara tot ce a fost distrus de, în ultima perioadă din cauza inundațiilor, vom acorda în timp resursele pentru a repara și ceea ce s-a întâmplat cu aceste școli. Vor fi reparate până începutul anului școlar? Asta este întrebarea. Cu sigur, noi vom aloca resursele imediat ce am raport de evaluare, deci sper să fie gata până atunci. Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, datoria publică a ajuns la 49,7% din produsul intern brut, la 50% salariile ar trebui înghețate, așa spune legea. Cum veți proceda? Să ajungem la 50% întâi. Probabil deja am ajuns. Dacă luăm în calcul estimările, am putea spune că suntem foarte aproape. La ce se pot aștepta bugetarii? Vorbim de milioane de angajați. Este vorba de estimări deocamdată. Haideți să vedem datoria ca procent din PIB. Are două elemente. Una este datoria publică, cealaltă este PIB-ul nominal. PIB-ul nominal a crescut mai rapid decât ne așteptăm. Nu știu dacă vom ajunge la 50%, vom vedea când ajungem la 50%. În același timp este o recomandare, nu este o lege, vom vedea ce se va întâmpla atunci, dar eu vă aduc aminte că în sectorul public, la începutul anului, am înghețat salariile sectorului public înainte de a avea această trecere peste 50%. Deci nu aici este problema. Vă mulțumesc. Bună ziua, Alex Lădescu, Antena 3. Eu voiam să vă întreb, domnule premier, având în vedere scandalul care a apărut ieri în presă legat de acel document, care s-a scurs de la cancelaria dumneavoastră, dacă v-ați lămurit și dacă documentul este real și, în cazul în care este real, dacă vor fi luate ceva măsuri. Am spus și ieri, o spun și astăzi, eu nu pot să comentez decât pe baza unor documente oficiale. Din punctul meu de vedere, documentul oficial înseamnă registrat, cu semnături și așa mai departe. Documentul avea antetul guvernului și era semnat. Repet ceea ce a spus mai devreme. Documente oficiale, din punctul meu de vedere, înseamnă documente înregistrate, documente care au trecut printr-o anumită procedură. Acestea sunt documente oficiale. Nu pot să comentez. Dar ați verificat măcar dacă e real sau nu? Repet răspunsul meu. Să se sesizeze pentru a verifica, pentru că vorbim de un atent al guvernului, oricine poate folosi atentul guvernului, domnule premier. Vă mulțumesc. Bună ziua, Margăniță, Alef News. Cel mai recent barometru de opinie Avangard arată că a crescut numărul persoanelor care nu văd necesară vaccinarea cu 5% în ultima lună, ajungând la 36%. Cum se închide această problemă a vaccinării, având în vedere faptul că anumite categorii de populație nu ascultă apelul guvernului de a se vaccina și în condițiile în care Ministrul Sănătății anunța ieri că un vârf al unui eventual val 4 vom avea în jur de 4.000 de persoane infectate pe zi? Așa cum am făcut și până acum, vom face în continuare toate eforturile pentru a-i convinge pe cetățeni că soluția de a scăpa de pandemie este vaccinarea. Ministerul Sănătății a venit ieri și a prezentat, am avut o discuție la guvern și după aceea în coaliție, mai multe soluții. Unele sunt pe partea de restricționare, altele pe partea de motivare, incentivare. Vom vedea care dintre soluții vor fi acceptate în coaliție. Eu mi-am spus părerea despre unul dintre ele, dar, repet, căutăm soluții pentru a continua o campanie de vaccinare. Până la urmă, eu spun că este și responsabilitatea fiecărei persoane din România, fiecărui cetățean, de a-și proteja familia, de a-și proteja pe cei apropiați, să se va și propria sănătate să se vaccineze. Dacă permiteți, vă rog frumos, cum interpretați dumneavoastră faptul că 73% dintre cetățeni nu au putut să numească un ministru de încredere al cabinetului nostru, în afară de premier, cu 7%? Nu am văzut studiul, să mă uit, să văd cum a fost făcut studiul. Mulțumesc! Bună ziua, Loredana Dia cu Epoch Times. DNA și DICOT se confruntă cu o criză de personal, iar recenta decizie a CCR riscă să agraveze și mai mult această criză. Ar fi afectate nu doar cele două parchete în sine, ci ceea ce reprezintă ele, lupta împotriva corupției, lupta împotriva criminalității organizate și respectiv și parteneriatele internaționale pe care le are DICOT, pentru că traficul de persoane, traficul de droguri
sunt transfrontaliere. Aș vrea să vă întreb, domnule premier, dacă în aceste condiții ne putem aștepta să vedem o încercare de rezolvare cu celeritate, o ordonanță de urgență sau un act normativ, pentru că soluția ar exista, domnul Bologa spunea, de exemplu, că ar putea fi redusă vechimea necesară procurorilor pentru a accede la parchetul general, ceea ce ar duce automat și la o reducere a vechimii celor care se vor angaja la DNA și DICOT. Se discută în coaliție, vom vedea un act normativ în curând? Această soluție cu ordonanță de urgență nu a fost în coaliție. Cealaltă soluție a fost aprobată în coaliție. Ea a fost declarată neconstituțională. Dacă vor veni și alte soluții pentru a rezolva criza de personal, bineînțeles că ne vom uita la ele și vedem dacă sunt ce acte normative sunt necesare. Nu să vă uitați doar acolo, vă uitați la DICOT și la DNA, mă uit în economie, că este o criză de personal în mai multe sectoare, iar soluțiile, să știți că în niciun sector din economie nu sunt soluții pe termen scurt. De obicei, când găsești soluții care încearcă să accelereze sau să taie colțurile, cut the corners, nu sunt soluțiile care sunt cele mai bune de fiecare dată. Trebuie să avem o strategie pentru toate sectoarele din economie pe termen lung. Cum aducem un personal calificat în toate sectoarele din economie, iar unde are de acolo pe termen scurt, va trebui să găsim soluții. Deocamdată, în coaliție, nu au venit alte soluții în acest moment. Ceea ce a trecut de coaliție, doar că a fost respins, știți foarte bine, de Curtea Constituțională. Da, cum spuneam, procurorul șef al DNA a avansat deja o soluție. Credeți însă că va exista voință politică? Mă refer în contextul în care UDMR-ul deja manifestă o aversiune foarte mare pentru întoarcerea dosarelor vizând corupția magistraților la DNA. Nu intrăm acum în speculații, eu doar vă spun că, și fac o precizare că este a doua întrebare, dar vă spun doar că această soluție nu a venit la coaliție în acest moment. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua, Luiza Gireadă de la TVR. Astăzi am văzut că numărul de noi cazuri de infectare a depășit pragul de 100. De la ce număr guvernul consideră că trebuie să se gândească la măsuri de protecție a populației și dacă dumneavoastră considerați că ideea avansată de Ministrul Sănătății, ca părere personală, ca persoanele nevaccinate să aibă restricții la participarea la evenimente în interior, e o idee bună, fezabilă? Dar noi avem și în acest moment anumite praguri la care n-am renunțat. 0,5 la mie, 1,5 la mie, 2 la mie, 3 la mie. Deci atunci când ajungem la acele praguri, intră în vigoare anumite reguli la care noi n-am renunțat niciodată. Deci nu trebuie să reinventăm ceva nou. Am avut și anul trecut aceste praguri, ele au funcționat, le folosim și în continuare. Deci considerați că sunt suficiente aceste măsuri până la ce punct? La câte infectări ar trebui să schimbăm totuși ceva? Păi, repet, așa cum au funcționat până acum, vor funcționa și în continuare. Aceste praguri le-am folosit și, și ele vin cu o serie de măsuri pe lângă ele. Deci le considera suficiente. Da. Mulțumesc. Bună ziua, Francesca Simionescu, Observator Antena 1. Telefonul mobil al președintelui Emmanuel Macron ar fi fost urmărit de programul Pegasus al serviciilor secrete ale Marocului. În acest context, voiam să vă întreb, Pegasus este un program care a ajuns sau va ajunge vreodată, a avut cineva intenția să ajungă și în România? Ce știți despre astfel de supravegheri la noi și dacă se face o anchetă, dacă suntem vulnerabili? Da, nu știu nimic despre acest program și eu sunt foarte atent cu telefonul, ce aplicații pun pe telefonul. Mulțumesc. Bună ziua. Referitor la acea ordonanță de urgență, dacă a fost discutată în coaliție sau dacă a fost și discutată în guvern, referitor la medicii care nu sunt vaccinați și ar putea să fie testați din... Este una dintre propunerile discutate la coaliție. Când se va lua o decizie, vom vedea. Sunt mai multe variante, dar este una dintre ele. Da. Nu știu dacă doamna ministru mai e aici, dacă nu... În sensul care o susțineți, ar putea exista modificări, rămâne așa... Am spus deja că o susțin, am spus deja în spațiu public că susțin o măsură de acest gen. Și dacă mai permiteți o întrebare, referitor la declarațiile lui Ludovic Orban, susținea, apropo de remanierea pe care ați făcut-o a ministrului finanțelor, că nu a fost consultat și totul s-a făcut împotriva voinței sale, nici măcar partidul nu a fost consultat. Este așa sau nu? Mulțumesc. O spun, nu știu câte oară, decizia de a remania un ministru este atributul constituțional al premierului și declarație pe care a făcut-o și domnul Orban de foarte multe ori. Nu înțeleg de ce și-a schimbat acum declarația. Bună ziua, Adrian Vasilache de la Hot News. Revin cu subiectul documentului cu antetul guvernului. Folosirea de resurse publice pentru partid este ilegală. Ați cerut dovezi, ați spus că nu veți tolera așa ceva, dar că doriți o dovadă. Documentul care a ajuns în mai multe media are la proprietăți numele Mioarei Costin, care este consilier de stat. Apare acolo și Dana Păcurar aici de față. Spuneți-ne, vă rog, sunt totuși niște dovezi
definitive că acest document a existat și în ce măsură se manifestă intoleranța dumneavoastră? Cine a luat decizia privind această comunicare cu antetul guvernului? Eu, din funcție de premier, pot să comentez doar pe documente oficiale. Ceea ce înțeleg eu că e document oficial este un document care a fost înregistrat, care a fost prezentat. Niciodată un astfel de document nu a fost înregistrat sau mi-a fost mie prezentat în niciun moment. Despre documente care apar în presă sau hârtii, nu știu dacă sunt documente. Fițuici, dați-mi voie să răspund și după aceea. Documente care apar în presă, fițuici sau documente editabile care apar în presă, nu pot să comentez. Eu pot să comentez doar pe documente oficiale. Vă mulțumesc. Ați vorbit cu consilierele dumneavoastră pe această temă? Veți lua măsuri? Mulțumesc cu întrebare. Mulțumesc. E vorba, aș continua totuși, pentru că e vorba de o semnătură electronică care atestă veridicitatea documentului. Înțelegem că n-a fost înregistrat la cancelarie, înțelegem că n-a fost înregistrat în guvern, ați explicat și ieri, dar este redactat de un consilier de stat din guvern cu scop politic. Eu cred că noi înțelegem diferit semnătura electronică, ce înseamnă semnătura electronică. În guvern nu avem semnătură electronică, deci asta este un lucru diferit de ceea ce se întâmplă. Autorul documentului, la asta mă refeream. Bun, întrebarea legată de... Vă mulțumesc, a fost o întrebare, vă mulțumesc mult de tot. Domnul ministru Ceche. Declarații la guvern. După ședința de guvern, premierul a anunțat că a fost adoptată ordonanța de urgență care va permite reducerea numărului de urși. În situații de urgență, uciderea urșilor violenți va fi ceva mai ușoară, parcursul va fi mai ușor. De asemenea, ajutor pentru inundații. Avem aproape jumătate de țară aflate sub ape și autoritățile locale cer sprijinul guvernului. Vreau să discutăm, pentru că premierul a vorbit și despre acest val 4 al pandemiei și cum responsabilitatea revine fiecăruia dintre noi de a ne vaccina. A apărut această informație, Franța, care declară în mod oficial că a intrat în valul 4 pentru că numărul de infectări a crescut foarte mult, a adoptat, și vorbim de parlamentarii francezi, au adoptat un permis sanitar și doar pe baza acelui permis sanitar se poate intra de astăzi în cinematografe și în muzee. Acest permis sanitar atestă faptul că am trecut prin boală, că ne-am vaccinat, ori că avem un test negativ. Și tot parlamentarii francezi discută despre faptul că din august acest permis sanitar să poată fi folosit și în restaurante dacă numărul de cazuri crește la fel de mult. Alături de noi, Cristina Prună din partea USR Plus, Sabo Oton din partea UDMR, Leonarda Zanfirei din partea PSD, Pavel Popescu din partea PNL. Domnilor, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți de acest permis sanitar. Apropo de declarația Ministrului Sănătății că este valul 4 al pandemiei, cel al nevaccinaților, și dacă considerați că e nevoie de măsuri suplimentare și de restricții suplimentare pentru cei nevaccinați. Sabo Oton, încep cu dumneavoastră. Eu cred că deocamdată nu. Din fericire, cifrele din România nu sunt așa de alarmante precum am văzut în celelalte țări, în Marea Britanie sau inclusiv în Israel. Deciziile vor trebui luate atunci când aceste cifre vor arăta o altă evoluție și specialiștii, pentru că aici trebuie să ne sprijinim pe specialiști, vor propune anumite soluții. Eu nu mi-aș dori foarte mult, pentru că nu s-a dovedit eficient. Mult mai ușor și mult mai important ar fi o campanie serioasă pentru a convinge comunitățile, mai ales în mediul rural, să se vaccineze, pentru că există o diferență foarte mare între vaccinații din mediul urban și cei care sunt vaccinați în mediul rural. Trebuie o responsabilizare și mai mare și un sprijin real pentru medici și familie, pentru a avea bugetele necesare pentru a realiza și a fi parte în această campanie de imunizare. Și cred că aceste decizii trebuie luate în momentul în care specialiștii ne spun că practic suntem cu cifrele în zona unde trebuie noi restricții, noi decizii. Nu mi-aș dori foarte mult în această perioadă.
Mulțumesc tare mult. Ce urmăresc acum în imagini cei de acasă sunt imagini din sectorul 2 al capitalei, acolo unde un incendiu puternic a izbucnit în complexul agroalimentar Piața Delfinului. Vă reamintesc, se întâmplă în sectorul 2 al capitalei. 14 autospeciale au fost trimise acolo și arde o suprafață de 150 de metri pătrați. Colegul nostru Valentin Stan este în drum spre acest incident și ne va oferi informații în scurt timp. Continuăm ediția noastră cu aceste semne de întrebare, o nouă zi cu foarte multe infectări, de unde aveam zile întregi în care nu existau infectări în capitală și sunt state europene, vorbim inclusiv de Grecia pe de altă parte, sunt state unde românii călătoresc și unde numărul de infectări a crescut. Leonarda Sanfirei, părerea dumneavoastră, ar trebui introduse noi restricții? Opinia personală despre aceste restricții doar pentru vaccinați, cum nevaccinați, cum vedeți lucrurile? Dacă soluțiile de creștere a vaccinării sunt amenințările cu restricțiile, abordarea este greșită. Noi povestim despre tot felul de măsuri de multă vreme care ar trebui luate, dar nimeni nu și le asumă tehnic vorbind. Protestele, să știți că, în primul rând, nu sunt împotriva vaccinării în mod direct, ci a restricțiilor. Măsurile chiar bune, dacă nu sunt explicate pe înțelesul fiecăruia, într-un mod adaptat unor categorii sociale, unor niveluri diferite de înțelegere, nu vor avea succes cum nu au avut până acum decât într-o anumită măsură. Partea de populație rămasă nevaccinată de 2-3 este mult mai greu de convins decât partea deja vaccinată. Și aici cred eu că abordarea este fundamental neadecvată. Vine valul 4, asta o știu toți, nu doar specialiștii. Știți însă de vreo strategie, de vreo consultare în acest sens cu specialiștii? Directorul OMS confirmă ceea ce tot știm până la urmă. Vara este diferită, a fost și anul trecut, dă un sentiment fals de siguranță, dar vine toamna și vine iarna când recrudescența bolii va crește. Eu sunt din interiorul sistemului sanitar, dar în afara măsurii de obligare a cadrelor medicale nevaccinate să-și facă teste pe banii lor, n-am văzut până acum nimic. Poate că se lucrează în laboratoarele Ministerului Sănătății la vreun plan. Sau poate nu, ar fi bine de știut. Însă îngrijorarea este una foarte puternică și chiar că în acest moment, când încă lucrurile sunt de bine de rău controlate, trebuie să ne gândim ce facem diferit față de ce am făcut până acum, în afara vorbelor care le spunem de fiecare dată. Mulțumesc, Pavel Popescu. Restricții pentru persoanele nevaccinate din România. Cum vedeți această propunere? Da, mulțumesc pentru intervenție. În primul rând trebuie să plecăm de la câteva realități foarte clare. Valul 4 al pandemiei este pe drum, va veni și în România. Avem acest delay care ar spune că ne salvează puțin cu câteva săptămâni față de alte țări din vest. Asta este o certitudine. Din păcate, valul 4 se îndreaptă și spre România. Un lucru pozitiv este că, în ciuda faptului că discutăm despre restricții, acestea nu vor restricționa și drepturile și libertățile cetățeanului. Pentru că, așa cum bine ați văzut, că spunea colegul și prietenul meu, Florin Câțu, există trei abordări diferite, și anume abordarea trecerii prin boală, adică cei care sunt imunizați prin boală, cei care sunt vaccinați și pot prezenta dovada vaccinului, cât și cei care au teste. Deci nu putem restricționa drepturile cetățenilor dacă unii nu se pot vaccina. Dar eu am colegi și prieteni foarte buni care nu se pot vaccina din cauza unor limitări ce țin de sănătate, starea lor de sănătate, da? Limitări argumentate de către medicii de familie. Dar, desigur, vorbim de un procent foarte mic. Acum vorbim de procentul mare a celor care nu vor să se vaccineze din vari motive. E într-adevăr, tocmai pentru a nu contribui la acest risc de răspândire a noilor tulpini, de exemplu Delta, trebuie să aibă și ei o protecție atunci când intră în restaurante, în săl de cinema, etc. Și anume, dacă alții se vaccinează și eu refuz ca cetățean, da, să mă vaccinez, trebuie măcar să mă testez. Cred că aceste restricții sunt de bun simț. Dacă sunt prezentate așa cum au fost prezentate până acum, nu vor crea o tensiune socială, dar cel mai important și cel mai important lucru este ca acest popor să înțeleagă că vaccinarea este cea mai bună metodă sau singura metodă de a lupta împotriva unei
pandemii. Și Pavel Popescu, varianta unor testări este opinie personală, e o discuție astăzi în guvern? Poftim? Există o discuție în guvern, da, evident, pe acces la restaurante, la evenimente, pe baza unui test, nu? Păi, despre asta vorbim. Da, este o discuție generală în toate țările. Să știți că asta este cea mai... Și de aceea vă întrebam, la noi, în România, s-ar putea introduce o asemenea măsură? Eu sunt ferm convins că s-ar putea introduce și o asemenea măsură, dar, repet, specialiștii vor veni cu cifrele care, în momentul de față, slavă Domnului, România nu arată rău, dar, repet, nu trebuie să ne culcăm pe ureche și rata de vaccinare în România trebuie să crească. Asta este prioritatea numărul unu. Să ne convingem... Apropo de discuția noastră, în imagine acum putem urmări două hărți ale Europei, doar puțin vă întrerup, pentru că este evoluția cazurilor din februarie și până în iulie și vedem cum am plecat de la o evoluție extraordinară acestei pandemii și cum ne întoarcem în scenariul în care nu ne-am dorit să vedem. Vă propun să abordăm încă un subiect pentru că premierul a anunțat astăzi chiar sprijin financiar persoanelor afectate de inundații. Despre efectele inundațiilor din Sohodol, județul Alba, stăm acum de vorbă cu primarul comunei, Sorin Corcheș. Bună ziua, domnule primar! Ce se întâmplă la dumneavoastră? Care e situația? Situația e decolmatăm, începe să curățăm de prin curți ceea ce a rămas după efectul inundațiilor. Prăpăd, din 1925, o bătrânică n-a mai fost, ceea ce mai știu eu, din 1975 a mai fost o inundație. Alo, s-aude? Vă auzim, vă ascultăm. Da, și acum am început să decolmatăm Valea Sohodolului, drumul județean lucrăm și de prin curți. De pe la oameni scoatem mătrăciul utilaj. Puteți face o evaluare în acest moment câte gospodării au fost afectate? Da, 80 de gospodării. Am făcut-o sâmbătă, au venit reprezentanții guvernului în zonă, 80 de gospodării, dar mai avem și pe dealuri, picat dealul, pe o porțiune destul de mare și nu putem interveni. Am încercat și ieri și astăzi cu utilaje grele, patinează, să zic, chiar pe șenile. Era să mi se duc astăzi un excavator, ne-am speriat, am coborât undeva mai jos să lucrăm și până să uscă terenul respectiv. Aveți nevoie de ajutor? În ce ar consta asta? Ajutor, ar fi ajutor, chiar mi-ai spus, de utilaje mai mici. De ce? Străzile la noi sunt foarte strâmte, așa e o zonă, Sohodolul. Și dacă vin cu utilaje mari, greu, nu ne putem întoarce, nu ne putem descurca. Și de-aia am zis, să vină cât mai mulți voluntari, am dorit cu lopeți, cu utilaje mici. Premierul a anunțat astăzi sprijin financiar. Domnule primar, premierul a anunțat astăzi sprijin financiar pentru comunele afectate, pentru localitățile afectate. De asemenea, se discută de ajutor și în vederea rectificării bugetare. Ați primit un asemenea ajutor? De aceea vă întrebam și dacă vă ajută acești bani. Ajutor alimente. Cum să nu ne ajute? Dar nu știu, că timp de 10 ani comuna asta numai în investiții, tot timpul. Apă, canalizare, drumuri. Nu știu, ce valoare să poți face dacă în 10 ani ai făcut ceea cum arăta ca bobo comuna, acum arată dezastru, prăpăd. Ne trebuie 10 ani, ziceam, să o refacem. Dar este afectată inclusiv canalizarea în zonă? Nu. Ieri am intervenit chiar aici pe gura Sodului, suntem, era și am decolmatat-o. Nu mai este nicio problemă. Apa este până în centru de comună, curentul sâmbătă seara deja am avut. Da, vă spun, vineri eu am plecat înspre mare, la 3:30 din comună și eu stau aici în gura Sohodolului și la ora 5 mă anunță, mă sunau vecinii, mă sunau că crește apa, trimite niște utilaje pe la poduri, am mai trimis, după aia la un moment dat îmi trimit imagini că e de 2 metri trecut, m-am întors din Sibiu, am umblat noaptea cu 4 utilaje de la colegii primari din zone, Vidra, Vadu, m-au ajutat.
am intrat și am deschis până în centrul comunei. Dimineața când m-am plimbat așa, am venit să plâng de ceea ce, am... Domnule primar, ați investit în diguri, sunt lucruri pe care ați fi putut să le, faceți sau puteți să le faceți de aici înainte? Păi, în diguri... În diguri era un proiect, știu, în 2012, dar care s-a întrerupt că trebuia făcută marea, cum spune ăștia, marea evaluare, dacă e nevoie în Sohodol de, diguri. Era proiectul și chiar la noi aici, în gura Sohodolului, era, unde stăm noi acum și ne uităm, era, trebuia să fie un dig. S-a întrerupt proiectul, nu știu de ce. Am înțeles de la ce de la Apele Mureș că se va relua. Am înțeles, doamne primar. Din lipsă de bani, nu știu. Vă mulțumesc pentru această intervenție. Mult succes mai departe. Sper ca vremea să fie alături de dumneavoastră și de cei din comuna Sohodor, din Alba. Alba, un județ afectat de inundații. Vă reamintesc că astăzi guvernul a adoptat sprijin financiar, a alocat sprijin financiar pentru localitățile afectate de inundații. Sunt foarte multe județe în această situație. O informație de ultimă oră, vă spuneam că un incendiu puternic a izbucnit la complexul agroalimentar Piața Delfinului din sectorul 2. Valentin Stan, colegul nostru, a ajuns acolo și are mai multe informații. Te ascultăm, Valentin, ce se întâmplă acolo? Da, încă este o misiune extrem de dificilă a pompierilor. Sunt zeci de militari care intervin aici în sectorul 2. De altfel, aș vrea și să-i vedeți în spatele meu. Au găsit sursa incendiului, flăcările au pornit de la un restaurant, iar mai apoi s-au extins în restul, la restul complexului. De mai bine de 30-40 de minute sunt pompieri aici și intervin. Pare că au situația sub control în momentul de față. Spun reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București că nu ar mai fi flăcări acum, însă au fost, momente de, panică aici, pentru că în interiorul complexului erau zeci de persoane. Știm în momentul de față că aproape 70 au ieșit în momentul în care a izbucnit incendiul. Au sunat la oamenii la 112 și imediat au fost trimise foarte multe forțe de intervenție, tocmai pentru că știau pompierii că se află foarte multe persoane în complexul comercial. Discutăm despre 14 autospeciale de, stingere. Intervin inclusiv pompierii și cu autoscări, două la număr, au intervenit de la înălțime, tocmai pentru că flăcările s-au extins foarte, foarte mult. Nu au fost persoane rănite. Detașamentul special de salvare al pompierilor a venit la fața locului. Ei au fost primii care au intrat în complexul comercial, în Piața Delfinului, tocmai pentru a căuta victime, persoane surprinse de flăcări, însă din fericire nu au fost, persoane, surprinse. Spun pompierii că într-o oră, o oră și jumătate cel mult ar trebui să încheie această misiune. Mulțumim, Valentin, pentru aceste detalii. Foarte important, un incendiu puternic în sectorul 2 al capitalei. Din fericire, nu sunt victime. Revenim după o scurtă pauză și vă vom spune cine este liderul care a rostit următoarea frază. Cel care umilește președintele de partid, umilește partidul. Revenim. Liderii care pot răsturna raportul de forțe în PNL nu sunt hotărâți că Florin Câțu este cea mai bună soluție. Au mai multe întâlniri, au avut discuții și cu președintele României, Klaus Iohannis. Soarta partidului încă se negociază, deși șansele par să fie de partea lui Florin Câțu. Ludovic Orban nu se lasă. Despre calculele din PNL ne spune mai multe Andreea Popa. Andreea, care ar fi nemulțumirile la adresa lui Florin Câțu și, evident, cine sunt acești lideri care stabilesc soarta PNL? Sunt două nemulțumiri, două motive, am putea spune, care îi fac pe unii lideri liberali să fie rezervați în a-i acorda susținerea lui Florin Câțu. Primul este legat de faptul că premierul este relativ nou în politică, a obținut primul mandat de parlamentar în 2016, în 2020 a câștigat al doilea mandat de senator, a fost ministru al finanțelor în guvernul Orban și imediat după a obținut funcția de premier. Al doilea motiv este mai mult o îngrijorare, și anume că Florin Câțu, odată ce ar obține președinția partidului,
individului ar putea ajunge să ia decizii de unul singur, fără să-i consulte pe ceilalți lideri din teritoriu. Și sunt mai mulți lideri cu greutate în PNL, din partea cărora se așteaptă o decizie. Surse politice susțin că ar fi avut deja loc o discuție între Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova, Ilie Bolojan de la Oradea și Dan Motreanu din Giurgiu, o discuție despre care va fi candidatul pe care îl vor susține la congresul din 25 septembrie, o discuție fără vreo concluzie, astfel că vor mai urma alte întâlniri între aceștia. Desigur, sunt mai mulți lideri cu filiale cu greutate în PNL și din partea acestora se așteaptă o decizie. Îl putem menționa aici, de exemplu, pe liderul din Alba, Mircea Hapa. Până în momentul de față au avut loc alegeri în organizații județene, în peste 70% din organizațiile județene din PNL. Contează însă și numărul de delegați pe care aceste organizații îl vor aduce la congresul din toamnă. În această după-amiază, spre exemplu, vor avea loc alegeri în organizația PNL Brașov, va participa președintele PNL Ludovic Orban. Vedem însă că au fost organizații care au avut evenimente de alegeri la care a participat Orban și care nu au fost neapărat plăcute pentru președintele PNL. Este cazul alegerilor din Cluj-Napoca, acolo unde ulterior evenimentului a apărut o poză în care Ludovic Orban stătea singur în Casa de Cultură a Studenților. Pentru mine, a fi președintele Partidului Național Liberal înseamnă o răspundere uriașă, o povară imensă și o misiune pe care am înțeles să o îndeplinesc așa cum am putut mai bine. Vreau să le transmit unora mai puțin obișnuiți cu Partidul Național Liberal. Cine umilește președintele Partidului Național Liberal, umilește Partidul Național Liberal în ansamblu său și, la urmă, îi umilește pe fiecare dintre membrii Partidului Național Liberal, provocând un grav deserviciu nou fiecăruia dintre noi. Președintele filialei PNL Sector 4, Pavel Popescu, este cel care a făcut această fotografie. Aceasta a fost intenția de a-l umili pe Ludovic Orban? Ați văzut reacția? Nici pe departe. Așa cum am spus și în postarea de pe Facebook, aceste o fotografie, asta a fost mai multe fotografii făcute de colegii de pe scenă către sala care era în picioare și ovaționa echipa, marea echipa a Partidului Național Liberal, și vreau să reiterez un lucru, și anume faptul că în ultimele discursuri din ultimele săptămâni ale lui Rareș Bogdan, ale liderilor PNL, inclusiv președintele Partidului Național Liberal, pe care cu toții îl respectăm, a fost invitat în marea echipă a Partidului Național Liberal. Vreau să fac o clarificare. Unu, nu am dat acea poză presei, nu aș face așa ceva. Evident că acea poză o au mai mulți colegi, cum avem mai multe poze cu sala care ovaționa practic echipa de lideri adunat în spatele premierului Florin Cîțu. Și deși nu este o discuție pe care trebuie să o ducem prea mult în spațiu public, pentru că este un subiect închis, vreau să vă spun că oricine ar fi candidatul Partidului Național Liberal și toți candidații la funcția de președinte al Partidului Național Liberal au început la un moment dat campania singuri și au terminat campania obținând funcția de președinte al Partidului Național Liberal cu exact aceeași echipă de lideri politici care sunt astăzi aliniați în spatele premierului Florin Cîțu. Nu este o luptă care trebuie dusă la nesfârșit, nu este o luptă despre care românii, la care românii să se uite dintr-un punct de vedere negativ, ci este o competiție politică care sper eu să se încheie cât de rapid, să se încheie cu cât mai puține pierderi de imagine pentru Partidul Național Liberal, dar pot să vă asigur în încheiere de un singur lucru. Și eu, cât și toți liderii Partidului Național Liberal, au un deplin respect pentru Ludovic Orban. Voi invoca inclusiv ceea ce am scris
în trecut pe pagina mea de Facebook și care astăzi este rostogolit în media, faptul că îl consider, cum majoritatea liderilor Partidului Național Liberal îl consideră pe Ludovic Orban, unul dintre cei mai abili politicieni cu experiență pe care îi are această țară. Mulțumesc, Pavel Popescu. A fost și o declarație lui Dan Barna din partea USR care spune așa: colegii mei miniștri se chinuie și fac eforturi să găsească oameni competenți și să nu pună doar oameni de la partid și își iau castane de la partenerii de coaliție. Ce înseamnă asta, Cristina Pună? În primul rând, ce aș vrea să spun este că USR Plus a demonstrat în ultimele 6 luni că este partenerul matur, loial, care împinge reforme liberale de la guvernare. Și sunteți împiedicați de liberali și de către UDMR? Și ne dorim UDMR în continuare să facem acest lucru. Asta în pofida tuturor predicțiilor pe care le vedeam acum 6 luni, că USR Plus va juca cartea partidului de opoziție sau mai știu ce s-au mai spus în spațiul public. Dar această declarație e destul de gravă. Iată că astăzi suntem iarăși elementul de stabilitate din această coaliție. Cristina Pună, Barna spune că încercați să găsiți oameni competenți și vă luați castane de la parteneri de coaliție. Ați pățit acest lucru? Vi se reproșează când aduceți oameni competenți și nu oameni de partid? În contextul acestei lupte interne din PNL au mai fost critici care au venit din partea și atacuri, care au venit din partea liderilor PNL, lucru care cred eu că nu le-ați văzut de cealaltă parte, nu de maniera aceasta, și de asta vă spuneam că am fost și vrem să rămânem un partener loial la guvernare și oricine va câștiga lupta din PNL, cred că ar trebui să continue în această coaliție și din împreună am ajuns la final și va trebui să vă opresc. Vă rog tare mult să purtăm această discuție și zilele următoare. Savo, domn Leonard Azamfirei, scuzele mele că nu am reușit să vă acord dreptul la replică, dar studioul politic continuă de luni până în joi. Vă mai aștept la această ediție. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Urmează acum știrile zilei cu Teodora Tompea. De curând!